Acuzații grave din partea primarului din Bustuchin la adresa fostului inspector școlar general Gheorghe Mitescu. Această distanță că la Bustuchin acum 4 ani s-a luat 0 la BAC se datorează acestui fost inspector general Mitescu, care la BAC-ul din Cărbunești, o să cer organul abilitate, s-a inversat la mate info, s-a inversat subiectele, care trebuia să le dea cele grele, să le dea pentru cei care fac un mare real și pentru industriale să dea cele mai puțin complicate. Și le-a dat invers. Stați puțin, când s-a întâmplat asta? Asta acum vreo 4 ani, când conducea dumneavoastră inspectoratul școlar. Și credeți că dânsul are vreo legătură cu treaba asta? Da, dânsul conducea inspectoratul școlar. Dânsul trebuia, dânsul coordona aceasta acum și e pată pe obrazul dumneavoastră și mai are și tupelul mare și... Și vorba aceea să iese pe post și să ne denigreze pe cei din Bustuchin, chiar știți bine, chiar cu situația BAC-ului care până la urmă a fost la Bustuchin centru de BAC, cât a trimisat și a comentat. Oare de ce copiii din Bustuchin, cadre didactice, nu sunt oameni, nu sunt oameni respectabili, nu trebuie să întâmple ceva și în localitățile astea, avea numai în oraș sau avea numai la el, la Novaci. Democrat-liberalul Gheorghe Mitescu spune că nu este nimic adevărat și este chiar șocat de ce aude. N-am auzit până acum acest lucru, mă minunez într-un fel, pentru că aberațiile pe care le debitează Ciocea sunt multiple și una în plus ce mai contează. Dar aș vrea să vorbesc despre următorul lucru. De la început aș vrea să spun că elevii de la Bustuchin nu sunt mai slabi sau mai deștepți decât alți elevi din județ. Colectivul de cadre didactice de la Bustuchin, pe care eu îl cunosc, este unul capabil de performanță. Dar a vorbi cu Ciocea despre procesul de instrucție și de educație, la comportamentul lui de vătaf de Bustuchin, este mult prea mult. El nu are în comun cu învățământul, cu procesul de instrucție și de educație, decât văruirea școlilor. Dacă le-ar putea vărui de 3, 4, 5 ori pe an, ar fi foarte, foarte mulțumit să ceară bani și să se bată cu pumnul în piele.